Un grav accident de circulație a avut loc sâmbătă 2 noiembrie pe Meseș, după ce un șofer sădmărean a călcat prea tare accelerația și a intrat din plin cu mașina într-un alt autoturism. 5 persoane au ajuns la spital, 3 dintre ele suferind răni grave. Totul s-a petrecut sâmbătă pe drumul național 1F în jurul orei 15 între Ciumârna și Zalău. Un bărbat de 72 de ani din Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, semnalizată corespunzător. Conducătorul auto a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus regulamentar de către un bărbat de 44 de ani, din Zalău. În urma evenimentului au rezultat 5 victime, cei 2 șoferi și 3 pasageri ai autovehiculelor implicate. Potrivit polițiștilor, 2 persoane au fost rănite ușor, iar 3 au suferit răni grave. Niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.